Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la Canal Regional. Într-o economie veritabilă cu valori democratice și evaluarea corectă a lucrurilor, concurența dictează jocurile, un termen pe cât de banal, pe atât de important. Datorită concurenței, lupta de idei și oferte devine sănătoasă. Consumatorul are de unde alege, iar într-un final au de câștigat toți. Totuși, țara noastră se confruntă cu mai multe probleme la acest capitol, iar unii agenți economici lansează acuzații de concurență neloială și de inacțiuni din partea autorităților. Acordul de asociere stabilește angajamentul țării noastre privind implementarea legislației despre abordarea eficientă a acordurilor anticoncurențiale, a abuzului de poziție dominantă, concentrările economice. Ne-am învățat oare să și aplicăm acest acord la 5 ani de la intrarea lui în vigoare și care sunt succesele Chișinăului la capitolul concurență? Discutăm împreună cu invitata emisiunii Loc de Dialog, doamna Angela Secrieru, expert în finanțe IDIS Viitorul și profesor universitar la Academia de Studii Economice. Vă salut, doamna Secrieru, bine ați venit la noi în studio. Bună seara și vă mulțumesc mult pentru invitație. Pentru început, doamna Secrieru, aș vrea să vă întreb, este concurența în Republica Moldova una sănătoasă, în condițiile în care avem o lege bună, un întreg capitol în acest sens în acordul de asociere și un Consiliu al Concurenței? Într-adevăr, în Republica Moldova avem două legi care au fost elaborate și aprobate cu mult înaintea semnării acordului de asociere. Avem legea concurenței și legea ajutorului de stat. Sunt două legi care în prezent am putea să spunem că sunt legi relativ moderne și sunt ajustate mai mult sau mai puțin reușit la standardele Uniunii Europene, după cum cere și acordul de asociere. Avem și o instituție care a fost creată special pentru a reglementa și monitoriza procesele legate de concurență în Republica Moldova, Consiliul Concurenței. Însă, în același timp, deci trebuie să menționăm că economia Republicii Moldova este împânzită de monopoluri care sunt total ineficiente. Este dominată de diverse scheme care sunt puternic mediatizate și în mass media, astfel încât dacă este să acordăm o apreciere a nivelului sau a problemelor cu care se confruntă Republica Moldova la capitolul concurenței, trebuie să spunem că deși legislația este mai mult sau mai puțin reușită, totuși, aplicarea acesteia, respectarea legislației în domeniul concurenței, lasă mult de dorit. Mai trebuie aici de spus că Republica Moldova este o țară care se confruntă cu un fenomen extins al corupției și acest fapt accentuează și îngreunează și mai mult lupta pentru a avea un mediu concurențial relativ loial și relativ liber în Republica Moldova. De ce este important să protejăm, să menținem, să stimulăm concurența pe piața Republicii Moldova? Concurența este mecanismul care asigură creșterea economică. Este factorul crucial, dacă doriți, pentru o creștere economică. Concurența determină agenții economici să fie eficienți. Ce înseamnă eficiență? Înseamnă prețuri mai joase, calitate mai înaltă, înseamnă inovație, deci înseamnă totul de unde are de câștigat consumatorul. Concurența presupune o luptă onestă între agenții economici pentru a câștiga clientul. Avem mai multă concurență sau un monopol? Deci este important să menționăm că Republica Moldova este o țară care se confruntă cu consecințe foarte grele încă din perioada când ea făcea parte din fosta Uniune Sovietică. Deci în acea perioadă era foarte mult centralism economic în domeniul economiei. În plus, la acele probleme care le-a moștenit din acea perioadă,
s-au mai adăugat și altele, la fel de complicate și numeroase, legate de corupție, după cum am menționat, legate de existența unor interese economice foarte obscure și care sunt manifestate, exprimate de agenți economici aflați în proprietatea unor persoane puternice cu legături în sfera politică. Deci, care dețin pârghiile. Care dețin pârghiile. Deci este o situație complicată și este o situație pe cât de complicată, pe atât și greu de combătut. Aici avem nevoie de foarte multă voință politică, care nu cred că există în Republica Moldova. Deocamdată. La moment, da. Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai pronunțate neajunsuri, probleme, constrângeri sau provocări care împiedică formarea și menținerea unui mediu concurențial loial în Republica Moldova? Am menționat existența celor monopoluri. În linii generale, cele mai mari probleme vin pe partea întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale, întreprinderi cu drepturi exclusive, deci ele se mai numesc, pentru că aceste întreprinderi, ele uneori, pe lângă acel domeniu care este reglementat, mai încearcă să presteze servicii care sunt caracteristice economiei libere și ei impun consumatorii, deci să beneficieze și de aceste produse care în mod normal nu ar trebui să fie prestate sau produse și servicii care în mod normal nu ar trebui să fie produse și prestate de aceste întreprinderi reglementate. Avem probleme de eficiență cu întreprinderile de stat. Printr-o metodologie a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică au fost evaluate 24 de sectoare din economia Republicii Moldova și în 20 dintre acestea au fost identificate cel puțin câte o întreprindere de stat. Ce înseamnă întreprindere de stat? Înseamnă că aceste întreprinderi, pe lângă faptul că depun un efort minim de a crește eficiența, dar ele, de exemplu, atunci când vorbim de achiziții, intră în relații contractuale cu agenții economici care nu propun cele mai mici prețuri, fac licitații care nu au fost licitații mari, care nu au fost aprobate de fondator. Un caz recent care chiar astăzi l-am găsit pe internet, pe site-ul Anticorupție MD, este cazul cu Poșta Moldovei. Deci această entitate economică, fiind o întreprindere de stat, un monopol, are grave probleme la capitolul licitației. Deci ele sunt secretizate, deși vorbim despre bani publici. Avem probleme și la capitolul cultura concurențială. De foarte multe ori, încălcările de natură anticoncurențială se întâmplă nevoit. Deci unii agenți economici pur și simplu nu cunosc legislația, nu cunosc care sunt prevederile legale și încalcă legislația la acest capitol. Cu alte cuvinte, aceste probleme vorbesc despre faptul că concurența nu este un domeniu care trebuie lăsat doar în grija Consiliului Concurenței. De el trebuie să se preocupe întreaga societate, dar în primul rând administrația publică centrală trebuie să aibă grijă de acest capitol și ultimele decizii ale guvernului Maia Sandu au fost direcționate în special în anularea unor monopoluri legate de monopolul exportului lanuci, metal feros și alte câteva decizii care au fost luate pe ultima 100 de metri, din păcate. Este oare acordul de asociere între Republica Moldova și UE o soluție pentru aceste probleme? Acordul de asociere ridică la nivel superior, la un nivel maxim, responsabilitatea tuturor autorităților administrației publice centrale și ale administrației publice locale în asigurarea unui mediu concurențial, loial și liber în Republica Moldova. Dar, din nou, problema cea mare este cum aplicăm, cum respectăm prevederile care sunt incluse în acordul de asociere. Deci este o soluție,
dar acest acord trebuie să fie implementat. În acordul de asociere există un capitol dedicat concurenței, pentru că se pune foarte multă importanță și se înțelege rolul concurenței pentru a obține în Republica Moldova o economie dezvoltată. Acest capitol are două componente, una legată de concurență și concentrările economice și altul legat de ajutorul de stat. Ambele componente ale acestui capitol conțin prevederi, conțin priorități. Aceste priorități sunt traduse în agenda de asociere 2017-2019. Ea trebuie implementată. Articolul 334 din acordul de asociere stipulează clar importanța concurenței libere și oneste în relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. În acest context, ce trebuie să înțelegem sub termenul de încălcări anticoncurențiale? Aici putem face referire la legea concurenței, care indică că sunt mai multe categorii, mai multe tipuri de încălcări anticoncurențiale. Avem acorduri anticoncurențiale, care înseamnă înțelegeri între agenții economici de pe aceeași piață de a acționa în aceeași direcție. Pot fi înțelegeri pe preț, pe volum. De fiecare dată când vorbim de încălcări anticoncurențiale, ce înseamnă ele? Înseamnă că agenții economici își doresc să-și minimizeze eforturile, să facă cât mai puțin, să cheltuie cât mai puțin pentru dezvoltarea lor. În același timp, din acest efort de a-și minimiza contribuția la creșterea, la propria creștere, suferă în cele din urmă consumatorul. Consumatorul trebuie să plătească mai mult, are la dispoziție o gamă mai restrânsă de produse, poate se confruntă și cu un deficit pe anumite categorii de produse. Deci asta este. Pe lângă acordurile anticoncurențiale, mai avem și abuzul de poziție dominantă pe piață, când, de exemplu, un agent economic care deține o poziție importantă pe piață, iarăși poate aplica anumite mecanisme neoneste față de consumator. Ridică prețurile nejustificat, reduce volumul pentru ca să nu scadă prețul și așa mai departe. Deci, în consecință, iarăși, este minimizat efortul agentului economic de a se dezvolta și suferă consumatorul. Oamenii din rând. Da. Mai avem și situații când intenționat sau neintenționat autoritățile administrației publice centrale și locale nu aplică legea sau nu se luptă cu manifestările anticoncurențiale. Și în această cheie aș vrea să vă întreb dacă ați putea evidenția câteva dintre cele mai răsunătoare cazuri de comportament anticoncurențial în Republica Moldova. Deci chiar recent am găsit pe site-ul Ministerului Economiei și Infrastructurii un comunicat prin care sunt evidențiate cele mai importante monopoluri, importante din punctul de vedere al ineficienței, și menționăm aici Metalferos, aeroportul internațional Chișinău, gările și stațiile auto, Mold Expo, deci avem Mold Telecomul și multe altele. În același context putem menționa faptul că există scheme care, prin aplicarea cărora se cartelizează anumite sectoare economice. De exemplu, recent a fost evidențiat cazul cu licențele auto pentru transportatori în Rusia, deci, sau așa numitul monopol de nuci, cu exportul la nuci. Deci sunt scheme aplicate care în cele din urmă cartelizează sectoare importante din economia națională, cu impact foarte puternic, pozitiv, pe acei care stau în spatele acestor scheme. Evident că cu cât persoanele care promovează schemele respective dețin poziții importante în ierarhia puterii, cu atât combaterea acestor scheme este
mai complicată. Cum apreciați dumneavoastră legislația Republicii Moldova privind concurența? În general, legislația Republicii Moldova, dacă este să vorbim de concurență și ajutorul de stat, este una modernă. Practic, toate directivele care trebuiau să fie transpuse în legislația națională au fost transpuse, astfel încât avem o legislație relativ modernă care conține mecanisme eficiente de asigurare a concurenței și de gestionare eficientă a ajutorului de stat. Doar că această legislație rămâne să fie aplicată și respectată corespunzător. Și aici vreau să menționez că există un proiect care este promovat la nivel internațional, așa numitul proiect care măsoară indicele supremației legii. Și iată, la capitolul respectare și aplicare legislației și la capitolul absența corupției, Republica Moldova se află pe una din ultimele poziții din numărul total de țări evaluate în acest raport. Și dacă este să facem referință la raportul global privind competitivitatea, Republica Moldova are foarte mari restanțe la capitolul abuzul puterii dominante, care și acesta reprezintă o faptă anticoncurențială, și la capitolul clemență. Clemența este un mecanism care a fost recent introdus în legislația Republicii Moldova și în codul penal, care înseamnă că acei reprezentanți ai întreprinderilor care se află sub monitorizarea Consiliului Concurenței, deci reprezentanții din acele întreprinderi care colaborează cu Consiliul Concurenței sunt exceptați, deci nu li se aplică penalizări sau diverse amenzi. Deci este stimulată colaborarea prin clemență cu Consiliul Concurenței. Referitor la Consiliul Concurenței, era următoarea mea întrebare legată de acest Consiliu. Consiliul Concurenței, instituție menită să protejeze concurența sănătoasă în Moldova, este suficient de funcțională? Și v-aș ruga să-i rezumați activitatea. Deci Consiliul Concurenței este o instituție care își are originea în Agenția Națională pentru Protecția Concurenței, o instituție creată cu mult înainte acordului de asociere. Acea agenție a fost transformată în Consiliul Concurenței pentru ca să acopere cât mai reușit area extinsă de probleme care există în economia Republicii Moldova la capitolul concurență. Deci este o instituție care este reformată, dacă este să punem în evidență conținutul legislației. Deci funcționează în baza unei legislații, după cum am menționat, relativ actualizate și relativ reușite. Dar ce mă deranjează pe mine în activitatea acestei instituții este faptul că nu putem să spunem că ea este o instituție independentă. Din punctul meu de vedere, asemenea instituții, cum este Consiliul Concurenței, care este o instituție de reglementare și supraveghere, trebuie să fie strict independentă și la conducerea acestei instituții trebuie să fie persoane care nu numai că nu au nicio afiliere politică, dar persoane care despre care să nu putem să avem dubii în independența și onestitatea lor. Acest lucru se referă nu doar la Consiliul Concurenței, dar și la toate agențiile, instituțiile care țin de reglementare și control. Deci această categorie de instituții, dacă dorim să avem o reglementare eficientă și o monitorizare eficientă, trebuie să fie conduse de persoane tot absolut independente din punct de vedere politic. Secțiunea a doua a capitolului 10 din acordul de asociere este dedicată ajutorului de stat. Ce se înțelege prin acest concept? Deci ajutorul de stat este un concept foarte interesant, el semnificând un suport, deci dacă este ajutor, deci este un suport, o susținere acordată de furnizorul acestui ajutor din resurse de stat
sau din resursele unităților administrativ-teritoriale. Pentru ca să ajungă să fie încadrat în această noțiune de ajutor de stat, acest suport trebuie să întrunească cumulativ mai multe calități. Deci el este selectiv, se acordă doar anumitor categorii de agenți economici. El, deci după cum am spus, se acordă din bani publici, el afectează sau poate afecta concurența și deci are ca scop să ajute în anumite situații agenții economici. Deci el nu trebuie să fie pe termen lung, trebuie să fie cu un termen restrâns, aplicat. Deci un exemplu de ajutor de stat ar putea servi diferite facilități fiscale, pentru că facilitățile fiscale ele afectează mediul concurențial. Un exemplu de ajutor de stat ar putea să fie creditele acordate la dobânzi preferențiale, printre altele acele trei bănci care s-au confruntat cu probleme grave în urma cărora au fost lichidate, au beneficiat de ajutor de stat care a fost aprobat și de Consiliul Concurenței. Deci au beneficiat de credite foarte mari la dobânzi preferențiale. Banca de Economii, Banca Socială și Unibancul. Printre altele, Unibancul și Banca de Economii au beneficiat de două runde de ajutoare de stat. Deci ajutorul de stat este bine ca să dețină o pondere cât mai mică în produsul intern brut. Ideal ar fi o pondere de 1%. În Republica Moldova, în perioada 2011-2015, mărimea ajutorului de stat era între 4 și 5,5%. Cu timpul s-a redus această mărime. În prezent, din rapoartele Consiliului Concurenței, am aflat că acest indicator a ajuns la 0,99%, deci s-a redus considerabil. Putem considera că acest lucru este o reușită a Consiliului Concurenței. Dar, iarăși, din nou, pentru că avem cazuri când au fost acordate ajutoare de stat chiar și cu acele trei bănci, deci trebuie să fim foarte atenți, foarte vigilenți atunci când acordăm ajutare de stat. Pentru că ele, după cum am spus, afectează alți agenți economici să opereze pe piață. Și pentru că ați menționat mai sus despre reușite, aș vrea să vă întreb care sunt cele mai importante realizări ale Republicii Moldova în domeniul concurenței și ajutorului de stat în contextul implementării acordului de asociere. Eu aș menționa în primul rând calitatea legislației. Într-adevăr, avem o legislație bună. Ca reușită am putea să menționez aici faptul că Consiliul Concurenței a reușit să se dezvolte într-o instituție mai mult sau mai puțin funcțională. Au implementat mai multe proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Recent a fost dezvoltat un sistem informațional în domeniul evidenței ajutoarelor de stat. În 2018, după cum am spus, a fost introdus în legislație acest mecanism de clemență. În același timp, au fost operate modificări în codul contravențional care presupun amenzi, penalizări ale persoanelor care dețin funcții de răspundere și care încalcă prevederile legii concurenței și ale ajutorului de stat. Se promovează cultura concurențială prin diferite evenimente la nivelul Consiliului Concurenței. Deci, dacă este să vorbim de măsurile care sunt incluse în planul de acțiuni sau în agenda de asociere, practic au fost implementate aproape toate măsurile vizate acolo. O realizare care am uitat să o menționez este elaborarea și aprobarea de către Parlament în 2017 a programului național privind concurența și ajutorul de stat. A fost nevoie de acest program pentru că se conștientizează că concurența reprezintă nu doar o problemă în grija Consiliului Concurenței, dar reprezintă un subiect foarte important de care trebuie să se îngrijească
toate autoritățile administrației publice, centrale și locale. De asta a fost nevoie de elaborarea acestui program. Rămâne ca el să fie implementat. Aici avem mari probleme la acest capitol. Tocmai de probleme, care sunt restanțele Republicii Moldova în domeniul concurenței și a ajutorului de stat în contextul implementării acordului de asociere și care sunt, în opinia dumneavoastră, cauzele acestor restanțe? Dacă este să mergem literalmente pe acele măsuri incluse în agenda de asociere și în planul de acțiuni, eu, din analiza mea, am observat doar o măsură care nu a fost implementată, ce ține de includerea diferitor programe de studiu sau includerea acestui subiect legat de concurență și ajutorul de stat în diferite planuri de studii la nivelul instituțiilor de învățământ superior. Deci, această măsură este menționată ca fiind restanță. Dar, din punctul meu de vedere, acele probleme care persistă în economia Republicii Moldova de natură să afecteze concurența sunt atât de multe încât este dificil să spunem că acordul de asociere la acest capitol este realizat. Deci avem foarte mult de făcut, foarte multă dorință politică și trebuie să existe un efort conjugat din partea practică tuturor autorităților publice centrale și locale la acest capitol. Pentru că sunt foarte multe cazuri, de exemplu am aflat recent tot într-un raport al Consiliului Concurenței, un caz care parcă nu este atât de grav, deci este un caz de conflict între, sau care a fost monitorizat și identificat de Consiliul Concurenței printr-un regulament emis de Consiliul Municipal Chișinău. S-a introdus prevederea conform căreia comercianții ambulanți nu trebuie să aibă gheretele stabilite la o distanță prea mică de anumite magazine sau, eu știu, agenții economici care staționari care prestează aceleași servicii. Și iată, Consiliul Concurenței a identificat acest regulament ca unul care afectează concurența și Consiliul Municipal a fost atenționat și s-a recomandat să modifice aceste prevederi. Deci avem foarte multe încălcări care sunt făcute din partea autorităților administrației publice, centrale și locale în acest domeniu. Ce directive europene sunt și sau urmează să fie preluate pentru a fi transpuse în legislația națională în materie de concurență și ajutor de stat? Deci la acest moment, practic toate directivele care sunt menționate ca trebuind să fie, deci, pentru a fi preluate în legislația națională, au fost preluate. Legislația a fost îmbunătățită, dar în același timp trebuie să menționăm că și la nivelul Uniunii Europene, legislația privind concurența este într-un proces continuu de modificare, pentru că economia se schimbă continuu și agenții economici aplică diferite tehnici permanent care să le îmbunătățească cumva lupta în concurență. De asta legislația privind concurența este într-o modificare continuă la nivelul Uniunii Europene. Prin urmare, Republica Moldova ce are de făcut, pe lângă faptul că a actualizat propria legislație, dar ea trebuie să urmărească permanent ce se întâmplă în Uniunea Europeană și acest proces de îmbunătățire și actualizare a legislației trebuie să fie unul continuu. Doamna Sicriorul, eu vă mulțumesc tare mult pentru participarea dumneavoastră în cadrul emisiunii și pentru prezența în studioul Canal Regional. Doamnelor, domnilor, eu vă amintesc, invitata mea de astăzi a fost Angela Sicriorul, expert în finanțe IDIS Viitorul și lector universitar la Academia de Studii Economice. Eu vă zic la revedere și până la noi întâlniri la Canal Regional. Da, mulțumesc și la revedere!